Vă salut pe toți și vă spun bun venit la concursul de cultură generală Super Oițele Întreabă, copiii răspund. Alături de mine, astăzi, se află... Maria, sigur, bine ai venit, Maria. Ce faci tu? Ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut? Am mers în Turcia. Ai, ce bine, și ai mâncat bine acolo? Da. Dar zi-mi, tu gătești? Îmi place să gătesc salată, sandwich-uri. Poate mă inviți și pe mine odată când gătești. Da. Ține minte că am filmat treaba asta. Da, bine. Ține minte. Uite de ce te-am invitat. Te-am invitat să-ți adresezi, e un concurs de cultură generală. Îți adresezi 5 întrebări, da? Cu 4 variante de răspuns, tu trebuie să o alegi pe cea corectă. Da. Da? Bine, văd că ești pregătită, ești cu zâmbetul pe buze, să știi că întrebările tale sunt pregătite de superoița Domifigo de la Profi, pasionată de două lucruri, de gătit și de magie. Prima întrebare, ce ingredient nu se pune de obicei în pizza? Și avem așa, brânză, salam, murături sau roșii? Ce nu? Murături. Pune? Murături, răspuns corect, bravo, deci clar știi să gătești. Cum ar fi să pui murături la pizza? Blea! Da, eu am mâncat, de exemplu, și îmi place foarte mult pizza cu banane și frișcă. Ai mâncat odată? Fără sosuri, fără astea. Și cu ketchup și cu salam. Ia! Cu ceapă. Foarte bună combinație. Să nu încerci. Nu încerc. Bine. A doua întrebare. Care dintre mâncărurile de mai jos nu este un desert? Oale în brâu? Minciunele? Drob sau papanaș? Care nu e desert? Dintre poale în brâu, minciunele, drob și papanaș, care drobul. Nu? Drobul nu este, răspuns corect. E numai una corectă. Întrebarea următoare. Care dintre brânzeturile de mai jos este tradițional românească? Mozzarella, telemea, brie sau gouda? Telemea, răspuns corect, bravo, bravo. Celelalte... Pentru că prima este din Franța. Mozzarella? Da. Exact. Și brie, ca așa se citește, nu brie. Nu am auzit de asta. Din Italia, da, cred că. Și gouda asta sau gouda? Asta e o telemea de aia din Africa. Este o telemea de zebră, foarte rară. Care nu se găsește prea des. Nu se găsește, da. Sănătate. Era salata rece. Și acum, întrebare. Cum se mai numește pepenele în alte regiuni din România? Harbuz, pătlăgea, păpușoi sau crumpenă? E o întrebare grea. Regionalisme și nu știu dacă le stăpânești. Hai să încercăm să ghicim. Imaginează-ți cum arată și cum sună cuvântul. Arbuz, pătrăgea, păpușoi sau crumpenă? Care ar putea fi? Prima, pentru că seamănă așa ca pepenele mare. Exact! Arbuz! Ăsta este arbuz. Și la mine, știi cum îi spune în Banat? Cum? De unde vin eu? La Timișoara? Lubeniță. Da, exact așa zice. Bun. Hai că suntem foarte bine. Dacă îmi răspund și la ultima întrebare corect, dar nu cred că știi tu. Asta e chiar foarte dificilă. Te concentrezi. Și este ultima întrebare din acest concurs. Care este ingredientul principal pentru mujdei? Te concentrezi. Țelina, roșia, ceapa sau usturoiul? Usturoiul. Răspuns corect, usturoiul. Asta a fost chiar grea, nu? Că adică toate poți să le pui prima oară, dar cel mai mult se pune usturoiul. Nu există mușdei fără usturoi. Păi normal. Da, atunci nu este mușdei. Exact. Și cred că este de acord și prietena ta, Domifigo de la Profi, oița, super oița, că nu e oiță simplă, este super oiță. Și pot să o iei, să o îmbrățișez pentru că este a ta. Cum să o iau? Pe acolo, prin față. Am e drăguță, nu? Da, zici că e șef. Păi da, e șef, e bucătăreasă și îi place și magia. Adică face magie în bucătărie, practic, asta e. Păi da, gustările ei sunt prin magie foarte delicioase. Exact, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Un concurs foarte bun de cultură generală, bun și pentru copii, pentru noi.
sigur și pentru voi. Vă doresc numai bine!